Astăzi gătim împreună un savuros păstrăvânsos de ierburi aromatice, pepat de cartofi dulci și o salată caldă și crocantă din legume. Spectaculos și sănătos pe placul tău și al întregii familii. Iar rețeta e simplă, accesibilă și mai ales rapidă. Salutare! Sunt Sabina și astăzi vom găti o rețetă superbă. Dacă îți place peștele, neapărat trebuie să o încerci. Am ales păstrăvul, fiindcă are o carne dulcie și fină, așa că nu ai nevoie de ingrediente sofisticate ca să obții un rezultat impresionant. Ei bine, hai să ne apucăm de gătit. La metru găsim pește eviscerat. Noi deja l-am și curățit de solzi, așa că nu ne rămâne decât să tăiem înotătoarele și să ne apucăm de gătit. Păstrăvul este considerat un pește semigras comparativ cu somonul sau chiar cu crapul și dorada, așa că este foarte potrivit și pentru persoanele care vor să țină un regim de slăbire, dar desigur cu condiția că nu îl încărcăm cu prea multă grăsime, ulei, unt. Înainte de pregătire, e bine să absorbim excesul de lichid de pe pește, astfel și marinada se va îmbiba mai bine. Știai că nutriționiștii ne recomandă să consumăm pește de 2-3 ori pe săptămână? Și au mai multe motive. Peștele conține fosfor, iar asta te ajută să ai o memorie bună și un creier ager. Este bogat în omega-3, iar prin consum regulat îți întărești circulația sanguină și articulațiile. Consumă șprote, hamsii și sardine pentru că din oasele lor moi îți ai o doză bună de calciu din surse naturale. Acum vom pregăti sosul din ierburi aromatice. Vom adăuga toate ingredientele într-un bol și vom mixa cu blenderul. Pătrunjel verde proaspăt, piper măcinat, usturoi, după plac, puteți adăugați mai mult dacă îl tolerați bine, paprika afumată, busuioc uscat, dar desigur dacă aveți proaspăt atunci este și mai bine, mentă, o jumătate de ceapă roșie. Nu contează cum tăiem legumele, fiindcă în final vom obține un sos omogen. Nu uităm de sare, dar la final este bine să gustăm și să potrivim sosul după propriul nostru gust. Adăugăm și ulei. Acesta este un ulei foarte potrivit pentru dressing-uri. Circa 6-7 linguri. Am pus toate condimentele în bol, urmează să facem și sucul de lămâie. Vom stoarce lămâia și îl vom turna peste verdeață și peste ulei. Am obținut un sos omogen și cu el vom îmbrăca peștișorul și legumele. Ziceam mai devreme că păstrăvul nostru se va alinta pe un pătuț de cartofi dulci, așa că ne apucăm de gătit cartofii. Pentru asta vom avea nevoie de un bol încăpător și de cartofi dulci. Desigur, puteți să pregătiți și cu cartofi simpli, dar dacă doriți, atunci folosiți-i pe cei dulci, fiindcă sunt și mult mai nutritivi și plini de vitamine și fibre. Tăiem cartofii după plac. Putem să-i tăiem rondele sau pe lungime, așa cum ne place. Puteți să folosiți și un cuțit gofrat dacă doriți să le dați o formă mai drăguță. Am tăiat cartofii și acum vom adăuga circa 2-3 din sos. Vom amesteca cu mâinile până când fiecare bucățică de cartof se îmbracă cu sosul nostru aromat. Acum vom lua o tavă încăpătoare în care să ne încapă și peștele și cartofii. Vom turna puțin ulei, circa 2-3 linguri. Și vom unge tava cu pensula. Vom turna cartofii. În loc de cartofi puteți să folosiți și alte legume după plac. Puteți să puneți brocoli, sparanghel sau morcovi. Deci toate legumele care vă plac le puteți folosi și în această rețetă.
Acum vom marina peștele cu cealaltă jumătate de sos. Vom pune mai întâi sos în burtică. Vom unge bine cu pensula. Și vom pune câte o crenguță de rozmarin în interior ca să fie aromat. Vom adăuga sosul rămas peste pește și îl vom unge cu pensula foarte generos pe o parte și pe alta și îl transferăm în tavă. Ungem și al doilea pește. Pe ambele părți și îl transferăm în tavă. Peștele împreună cu sosul vor lăsa un suc foarte delicios și cu el se vor îmbiba și cartofii noștri, așa că va fi foarte gustos. Vom presura încă puțin piper proaspăt măcinat. Vom trimite peștele la cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru circa 20 de minute. Ocazional vom testa peștele să nu se ardă și eventual îl putem unge cu sos din tavă ca să nu se usuce. Câteva trucuri pentru un pește perfect de fiecare dată. Rezervă cam 10 minute pentru fiecare 2 cm de grosime a peștelui, adică vom coace 20 de minute un pește cu grosimea de 4 cm. Când e gata peștele? Ca să verifici asta, înfige peștele cu un cuțit în partea cea mai groasă și dacă intră ușor, înseamnă că peștele este gata. În caz că ai copt prea mult sau chiar ai ars un pic peștele, stropește-l cu puțin ulei și suc de lămâie. Uleiul îl va face mai suculent, iar lămâia va atenua gustul de ars. Presoară niște pătrunjel deasupra și nimeni nu va observa. E important să știi că peștele nu trebuie marinat prea mult. Sucul de lămâie, vinul, oțetul sau alte produse acide din marinadă pornesc procesul de gătire al peștelui. Deci, rezervă maximum 30 de minute pentru marinare înainte de gătit. În timp ce peștele se află la cuptor, noi ne vom ocupa de salata caldă. Vom pregăti salata noastră din legume congelate din gama MetroChef. Avem aici morcovi parizieni, sunt foarte dulci și crocanți, brocoli congelat și, apropo, dacă folosiți brocoli proaspăt, atunci nu aruncați cotorul, fiindcă puteți pregăti o supă cremă din el și astfel evităm risipa alimentară. Continuăm cu fasole, păstăi. Fiecare tip de legumă are timp specific de fierbere. Vom începe cu morcovii, care au nevoie de circa 4-5 minute pentru a fierbe, dar dacă folosiți bucăți mai mari sau mai mici, atunci ajustați timpul. Vom turna morcovii în apă cu sare, clocotindă. În timp ce fierb legumele, noi ne vom ocupa de dressing. Vom avea nevoie de un bol, ulei, circa 3 linguri pentru cantitățile noastre, sos de soia, vreo 2 linguri, suc de lămâie, vom zdrobi usturoiul, va fi necesar să adăugăm mai întâi fasolele păstăi, fiindcă fierb un pic mai mult decât brocoli. Așa. Mixăm ingredientele pentru sos. Vom adăuga sare, dar nu prea multă, fiindcă avem și sos de soia. Putem să adăugăm ulterior în salată, dacă va fi necesar. Acum vom adăuga brocoli. Brocoli congelat are nevoie de maximum 2 minute, dar vedeți în funcție de mărimea floricelelor. Este foarte important să nu fierbem legumele prea mult, fiindcă ele trebuie să rămână un pic crocante în interior, altfel salata nu mai are niciun farmec. În
În cazul în care vrei să păstrezi o culoare frumoasă a legumelor, atunci poți opri timpul de gătire a acestora cu niște cuburi de gheață. În cazul nostru avem legumele foarte frumoase. Vom turna sosul peste. Vom toca amigdalele. Amigdalele din gama Metro Chef sunt foarte dulcii și crocante, chiar dacă nu sunt prăjite. Mie îmi place să las și bucăți mai mășcate pentru o notă crocantă. Salata noastră arată foarte apetisant. Vom presura migdalele tocate. Peștele este gata. Uitați-vă cum arată. S-a ruminit foarte frumos atât peștele cât și cartofii. Vom transfera peștele pe o farfurie. Vom pune și cartofi. Nu vă pot reda cum miroase. Foarte apetisant. Avem o mâncare completă, constituită din carbohidrați, proteine, legume bogate în fibre și vitamine și puțină grăsime. Vom toca puțin pătrunjel și vom presura deasupra. Acesta va oferi un aspect mai festiv peștelui. Miroase foarte bine, n-am răbdare să-l gust. Deci peștele este foarte gustos, fraged și aromat. La fel și salata, legumele sunt crocante, exact așa cum trebuie să fie. Așa deci, am gătit păstrăvân sos de ierburi aromatice la cuptor cu o salată crocantă din legume și cu cartofi dulci. Masa este potrivită pentru o familie de 2-3 persoane. În caz că sunteți mai numeroși, atunci măriți cantitățile. Rețeta este simplă și accesibilă, complexitate 3/5. Produse proaspete găsiți la Metro. Costul acestei rețete a fost de 260 de lei. Timpul de pregătire al acestei rețete este de maximum 40 de minute, deci își merită tot efortul și timpul ca să pregătești o asemenea gustoșenie. Găsește rețeta completă în descriere, iar dacă ai încercat-o și ți-a plăcut, atunci spune-ne în comentarii impresiile tale. Nu uita să dai like and share la pagina Metro pentru rețete delicioase. Iar până atunci, gătește cât ai zice Metro și să ai poftă bună!